Neglijența cetățenilor duce la producerea zeci de incendii de vegetație uscată în ultima perioadă. Așa s-a întâmplat și ieri seară, când un botoșenean a dat foc mai multor gunoaie de pe câmp și nu a supravegheat cu atenție focul, iar flăcările s-au extins pe o suprafață foarte mare de teren. Salvatorii din comuna Trușești, ajunși la fața locului, s-au luptat cu flăcările extinse pe un câmp din satul Buhăceni mai bine de o oră. În urma incendiului a rezultat arderea vegetației uscate de pe circa un hectar. Pompierii din Trușești au intervenit la miezul nopții pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza satului Buhăceni, comuna Trușești. Misiunea, la care au participat 7 pompieri militari și voluntari, a durat mai bine de o oră. Nu s-au înregistrat pagube materiale, doar vegetația uscată de pe circa un hectar.